Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la educație socială, vom descoperi cât de importante sunt argumentele și de ce avem nevoie de ele. O resursă pentru clasa a 5-a. Argumentul reprezintă opinia unei persoane cu privire la o anumită temă susținută de dovezi. Contraargumentul reprezintă o idee care critică sau respinge opinia altei persoane pe o anumită temă. Argumentarea reprezintă modalitatea prin care susții sau respingi cu dovezi un punct de vedere pe o temă dată, direct sau indirect. Rolul argumentelor este de a convinge și nu de a obliga. Credeți că sunt importante argumentele? Aveți nevoie de ele? Sigur că da. Argumentele te ajută să-ți susții punctul de vedere, să te faci înțeles, înțeleasă, să susții cu dovezi opiniile tale, să respingi un punct de vedere greșit, să devii credibil, credibilă sau să schimbi opiniile celorlalți. Ce observați în imagine? Opriți filmarea și analizați-o. Sunteți siguri că această persoană efectuează operațiunea de dezinsecție în școală? De ce crezi? Pe ce te bazezi? Atunci când argumentați o opinie, întotdeauna să aveți în vedere următorii pași. Să poți susține, să dovedești și să întărești opinia ta. Știu că vă plac jocurile video, de aceea vă provoc să vă exprimați acordul sau dezacordul în legătură cu aceste tipuri de jocuri. Vă împărțiți în trei grupe. Fiecare grupă va prezenta argumentele pro și contra cu referire la existența jocurilor video în viața voastră, iar unul dintre voi va nota la tablă asemănările și deosebirile între argumentele și contraargumentele formulate de voi. Ce observați? Ce predomină? Argumentele sau contraargumentele? V-ați descurcat foarte bine. Rămâneți organizați tot în cele trei grupe. Două grupe vor construi câte un argument care să susțină că este bine ca noul an școlar să fie împărțit în 5 module de învățare. A treia grupă, după ce citește cele două argumente, îl alege pe cel mai convingător și va formula un contraargument cu privire la opinia grupei. V-ați descurcat foarte bine și de data aceasta. Sunteți minunați! Până data viitoare, încercați să vă susțineți punctele de vedere. Pe curând!